Salut, eu sunt Levi și astăzi facem un nou unboxing, de data aceasta în colaborare cu cei de la Geek Planet. Pentru cei care nu ați auzit de Geek Planet, Geek Planet este un site unde găsiți absolut tot ce înseamnă geeky stuff, de la comics, la Funko Pops, la tricouri, la căni, la absolut tot ce vă doriți din orice univers, și Game of Thrones, și Marvel, și DC, și Vertigo, o grămadă. Așa că am vorbit cu ei să-mi trimită câteva produse la alegere, deci din nou, fără reacții de wow! Ce e în coletul ăsta? Nu-mi vine să cred, sau băi, deci nu cred așa ceva, nu. Nu o să fie reacție genul acesta, pentru că știu ce este în colet, dar am ales o gamă diversificată de produse, tocmai ca să vedeți opulența de pe acest site, pentru că pe lângă, cel puțin pe partea de comic book-uri, sunt top of the line. Cel puțin la noi în România, Geek Planet, partea de comic book-uri, m-a impresionat. Pe partea de Funko-uri, de obicei găsiți în mod normal un Funko, dacă dați un search, prima oară găsiți Funko-uri undeva la 70, 75, 80 de lei. Aici nu e cazul, sunt mai ieftine, ceea ce iarăși m-a surprins. Și mă găsim, evident, cum am zis, și o grămadă de alte chestii, tot din nerd culture, să zicem așa. Așa că aceasta este cutia, e destul de mare, o să zărim direct la ce este în cutie, o să sar peste partea cu deschisul cutiei, pentru că nu vreau să mă fac de râs în fața celor de la Geek Planet, așa că câteva cadre cinematice cu ce se află în cutie și după vedem mai exact, luăm la puricat fiecare produs. Bun, hai să-i dăm drum. Zic din start, la asta nu mă așteptam. Ok, ar trebui să încep partea asta cu niște scuze pentru Geek Planet, pentru că v-am zis că nu o să fiu surprins, dar damn, oamenii ăștia nu sunt normali, în cel mai bun sens al cuvântului. Primul mi-a trimis o scrisoare, which is really, really nice, și aparent și cu foarte multe stickere. O să vă las eu poze să le vedeți, dar sunt mega, mega faine, din ce vreți voi, cred că ăsta e Dragon Ball, Lara Croft, Superman, Bohemian Rhapsody, deci o gamă variată. O să citesc și scrisoarea, pentru că sunt foarte curios ce scrie aici. Hello Nevi, îți mulțumim foarte mult pentru susținere, ți-am pregătit coletul cu mult drag, sperăm să-ți placă, te așteptăm la Cluj. Cu drag, echipa Geek Planet. Asta e o chestie foarte importantă pe care am uitat să o menționez, dacă cumva sunteți din Cluj, au magazinul doar în Cluj, puteți să vă duceți acolo să-i întâlniți. O să mă duc și eu, promit, o să le fac o vizită când o să ajung în Cluj. Sper să ajung în Cluj vara aceasta și mai mult ca sigur o să vreau să trec pe la ei pe la magazin și să-i cunosc personal, pentru că, damn, am rămas total surprins, nu doar cu produsele astea, pentru că am mai primit o chestie extra. Am primit acest, dacă voi știți, Funko nu sunt doar popurile de genul ăsta. Mai sunt și aceste mini figures sau vinyl figures și mi-au trimis cu Rick și Morty. Ceea ce-i super tare, că mai am puțin și termin și sezonul 5, e pe Netflix acum, îl puteți verifica. Și sunt foarte curios, că n-am avut niciodată din astea, nu mi-am luat. Și asta e primul meu, oh my god, cât de tare. Vine într-o pungă din asta, deci să vedem, e din ăla unboxing, din ăla surpriză, acum chiar o să fiu surprins. Oh my god, nu cred. Deci, cât de cute. Uite. Dacă v-ați uitat la Rick și Morty, în primul sezon, printre primele episoade, când se duc în organismul unui drogat, întâlnesc pe domnul ăsta care a construit un parc de distracții în organismul acelui om. Mamă, cât de fain e, doamne! Super, super tare! Doamne, e absolut superb. O să las cutia deoparte și toate lucrurile astea deoparte. Și astea au fost, practic, chestiile extra. Deci hai să trecem și la ce ne interesează. Foarte fain, vă mulțumesc! Am rămas total surprins și mi se pare atât de amuzant că am zis mai devreme, nu o să fiu surprins, că știu deja, și bum, a venit asta, adică cum se bat lucrurile uneori cap la cap. Dar hai să ne mai lungim la vorbă și să-i dăm în continuare cu unboxing-ul. Și haideți să trecem la The Big Guns, da? Pe acesta mi l-am dorit. Pentru cei care îl vedeți pe Jon Snow pe tron, eu de fapt îi zic adevăratul final sau finalul care trebuia să fie în sezonul 8 din Game of Thrones. Și de mult mi-am dorit, am și cărțile, am citit două volume din ele, îl am și pe Jon Snow și pe Night King, le luasem special pentru sezonul 8, dar chestia asta, popul ăsta gigant,
În alte magazine l-am văzut la un preț foarte mare și am rămas surprins. Nu mai știu cât era aici, dar știu că era mult mai ieftin decât la alte magazine și e absolut incredibil. Doamne. Doamne, cum poate să arate. O secundă să-i dau plasticul ăsta jos și mă trebuie să-l pun să stea așa. Deci, nu știu dacă vedeți. O să vedeți voi oricum, probabil ați văzut deja, dar arată foarte tare că îl poți da pe Jon Snow la o parte, dar nu știu unde l-ai putea pune și ai un Funko Pop cu The Iron Throne, adică ce poți să-ți dorești mai mult, o să dea al naibii de bine pe raft, acum o să am un raft dedicat pentru Game of Thrones. Chit că serialul a fost ok până la sezonul 8, episodul 3 și cărțile până unde am citit eu mi-au plăcut, dar pot să scuz acum finalul din Game of Thrones. Pentru că ăsta e finalul adevărat. Bun, mergem mai departe. Las pe Jon Snow aici pentru că trebuie să ne vegheze, că doar e din The Night Watch. Și trecem la o altă categorie și anume The Shining, Jack Torrance. Pentru cei care ați văzut, Shining este un film al lui Kubrick de prin 1990 sau 90 ceva, nu mai știu sigur. Știu că It era din 1990 primul. Îmi place foarte mult filmul, am făcut și recenzie la Dr. Sleep, la continuare mi-a plăcut foarte mult și în primul rând uitați-vă cum arată cutia asta, are și sânge pe ea și scrie aici Red Room sau întors invers Murder, arată super super fain cutia. De obicei cutiile sunt destul de simple la Funko-uri, dar cutia asta are ceva special și sincer îmi place. Deci hai să-l desfacem ușor. Oh my god, Jack Torrance. O să mă apuc cât de curând să citesc și Stephen King, tocmai ce mi-am luat Pet Sematary și o să intru în universul Stephen King și cu siguranță următoarea carte o să fie Shining. Deci uitați cum poate să arate cu topor, cu sânge pe cap atunci când înnebunise Jack cu Here's Johnny și mai știți voi pentru cei care ați văzut filmul, cu siguranță știți. Și haideți să trecem și la, să zicem, la Pièce de Résistance, la... Știți voi, la alea grele, la comic book-uri, pentru că v-am zis că cei de la Geek Planet au o colecție absolut impresionantă și aduc comic book-uri constant și comic book-uri noi și comic book-uri rare, pentru că am rămas surprins să găsesc un comic book pe care mi-l doream recent, dar imediat să le desfac de aici. Îmi place foarte mult că vin în folia asta, deci pentru un colecționar protecțiile sunt cele mai importante și am rămas surprins să văd că am primit și asta. Și avem cam așa, o să las pe cel mai important pentru mine aici, avem Punisher. Știți că mi-a plăcut John Burton serial Punisher, mi-a plăcut Punisher în Daredevil, trebuia să am și acest comic book cu Punisher, abia aștept să-l citesc. Pentru cei care n-ați văzut seriale Marvel de pe Netflix, uitați-vă și eu, o să vreți să aflați mai multe despre Punisher, pentru că uitați-vă la mine, am văzut Punisher. Știți chestia aia pe care o am eu în cuier cu Punisher și acum am și un comic book cu Punisher. N-am avut până acum pentru că cu Punisher nu prea găsești. Și am rămas total surprins să-l văd aici și arată bine. Grafica la comic book-ul ăsta e super faină. E cu Punisher probabil în război, nu știu. Am văzut coperta, am văzut plotul, am citit plotul pe site și am zis ok, asta e faină, o vreau. Deci super, super fain. Și trecem la un comic book pe care nu credeam că o să-l găsesc pentru că e nou apărut, absolut Carnage. Dacă știți, sunt un mare fan al lui Venom și îmi plac toate comic-urile astea cu Venom care explorează universul ăsta al simbioților și Clintarul și Knull, The God of the Symbiotes și e și cu Miles Morales, absolut Carnage. Ce poate să zică titlul ăsta decât Carnage și e scăpat de sub control și omoară tot ce găsește și arată într-un mare fel, doar atât vă arăt. Este o ediție nouă, este un comic book nou. Vedeam mereu clipuri pe YouTube sau pe Instagram că uite, absolut Carnage și eram în modul mă, o vreau și eu, dar nu știu când o să o aduc în România și iată-o, nu doar în România, ci și la mine acasă. Deci nu pot să zic decât wow. Pe final o să vă încurajez să intrați neapărat pe site-ul celor de la Geek Planet să vedeți dacă vă place ceva. Mai mult ca sigur o să găsiți ceva să vă placă dacă sunteți în lumea asta de geek stuff și nerd stuff și orice stuff mai doriți și voi. Le-am aliniat tocmai în ideea ca să vedeți varietate, diversitate, pentru că avem Game of Thrones, Stephen King, Rick și Morty, Marvel și o grămadă de stickere și au mult mai multe de atât, vă dați seama, din orice categorie. Deci dacă aveți un crush pe un personaj dintr-un film, pe un personaj dintr-un joc, pe un personaj dintr-un serial sau ceva, vreți să aveți o amintire, eu de obicei așa fac. Când văd un serial, un film, un joc, mi-a plăcut foarte mult și vreau să am o amintire, caut un Funko, caut un comic book, caut ceva.
ca să am o amintire. Și credeți-mă că au varietate. Dacă nu mă credeți, intrați pe linkul din descriere și din comentarii și convingeți-vă singuri. Din nou mulțumesc celor de la Geek Planet pentru acest unboxing și pentru această mega, mega surpriză. Nu rămâne decât să vă spun că eu am fost Nevi și ne revedem când ne-o revedea. Pa!